Știți că în Patriarhia Română fiecare an primește temă de meditație. Anul acesta, tema pe care au rânduit-o părinții din Sfântul Sinod are legătură cu boala, cu sănătatea și în ultima instanță și cu moartea. Se numește anul acesta 2024 anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. Și are și o altă temă comemorativă, anul comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de argint. Ne-am gândit să facem această conferință acum, pentru că a început postul Paștilor și trebuie să ne pregătim pentru învierea Domnului și ce-ar fi putut să fie mai de folos decât să medităm împreună asupra unor teme care ar putea să deschidă niște perspective pentru viața noastră duhovnicească. La ce m-am gândit? Dacă tot e vorba de boală și dacă tot e vorba de tămăduire și dacă tot e vorba de viață și de moarte, cum să ni le asumăm? Fiecare dintre voi aveți pe cineva acasă bolnav sau care a trecut prin boală. Mulți dintre voi v-ați pierdut pe cineva drag. Într-un mod paradoxal, cel mai mare criminal al vieții pe care o trăim noi, poartă un nume tare ciudat. Asasinul ăsta care omoară cei mai mulți oameni se numește cancer. Dacă te joci un pic cu literele cuvântului, sună așa, ca în cer. Ca liniuță în cer, cancer. Foarte ciudată asocierea asta. Deci o boală care ucide cei mai mulți oameni, probabil că nimeni nu o să scape, toți o să murim de boala asta, și totuși iată cum sună. E ca și cum ea ne duce în cer, ea e cea care ne pregătește, cu condiția să ne asumăm cum se cuvine. Și atunci ne-am gândit să abordăm toate aceste teme pornind de la un baz. Cu unii dintre voi l-am mai discutat pe la clase până la un anumit nivel. Acum am zis să ridicăm un pic nivelul și să vedem ce putem să extragem de aici. Mă gândeam ca această conferință să aibă și un titlu. Vrea să se numească așa, omul între frica de moarte și bucuria de a muri. Frica de moarte ne caracterizează pe toți. Moartea e nefirească. N-a creat-o Dumnezeu. A adus-o păcatul cu accident. Toți ne temem de moarte. Dar cum e cu bucuria de a muri? E, dacă veți citi în viețile sfinților, veți vedea că majoritatea sfinților se bucură când se termină această viață, pentru că ei sunt conștienți de ceea ce are moartea fascinant. Singura realitate care ne pune față către față cu Dumnezeu e moarte. Ceea ce experimentăm aici, în chip simbolic, sau la nivel de suferințe, la nivel de bucurii, la nivel de inspirație, la nivel de descoperire, la nivel de vedenie, la nivel de vis, toate acestea sunt niște secvențe, niște etape pregătitoare pentru ceea ce va fi dincolo. Și cum împăcăm omul între frica de moarte și bucuria de a muri cu titlul acestui baz, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Dacă s-ar găsi undeva lucrul acesta la doi, bănuiesc că fiecare dintre noi ar vrea tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte. Și de ce m-am gândit să folosim un baz? O să spuneți, părinte, ce treabă cu poveștile? Ne-ați omorât la clasă cu povești, cu bazme și cu poezii. Ce legătură este între conferința noastră și un baz? Ce e un baz? Voi ați învățat la clasă, știți mai bine decât mine. Acolo este o construcție literară, uneori populară, anonimă, uneori un scriitor clasic se apucă și consemnează scrierea respectivă și transmite niște mesaje cu niște personaje de cele mai multe ori imaginare, lupta între bine și rău și, de cele mai multe ori, sau în mare majoritate, în bazme, câștigă binele. În definiție așa spune, că binele câștigă întotdeauna. Eu am zis în mare majoritate pentru că tocmai bazmul nostru este o excepție. De ce am ales un bazm? Ați studiat la istorie și a studiat în special la istoria Bisericii Ortodoxe Române despre faptul că foarte multă vreme în biserica noastră s-a slujit Sfânta Liturghie în limba slavonă. Dacă mergeai la biserică și ascultai totul în limba slavonă, nu înțelegeai nimic. Și atunci, ce făceau oameni? Dacă nu înțelegeai nimic din slujbă, nu înțelegeai când se citea din Sfânta Evanghelie, Cazania se citea în slavonă, tu cum primeai învățătura de credință? Și se pare, din cercetările care s-au făcut și
sunt convins că așa a fost. Singura sursă prin care învățătura de credință ortodoxă a mers din generație în generație a fost acest limbaj încriptat, popular. Colindele, bazmele, poveștile, legendele. Oameni care erau extrem de buni cunoscători ai teologiei ortodoxe au așezat-o fie în versuri, fie în cântece, fie în aceste bazme. De aceea am ales pentru astăzi un bazm. Și vreau să decriptăm mesajul bazmului ca să vedeți că, citind la prima vedere superficial, e una, și aprofundând textul pe baza unor experiențe teologice pe care le avem deja, este cu totul altceva. O să citesc pasaje din bazm, unii dintre voi o să vi le amintiți și o să încercăm să le comentăm, să vă ofer și ceva de meditat. Cum începe bazmul acesta? A fost odată ca niciodată că de n-ar fi nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urși în coade, de când se luau de gât lupii cu miei de se sărutau înfrățindu-se, de când se potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești, de când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede. Într-un mod ciudat se face această introducere în bazmul nostru. Pare că toate cuvintele așezate aici sunt razna. Nimic nu pare a fi logic și rațional. Și atunci, de ce s-a străduit un tip foarte inteligent, care a cunoscut într-un mod personal sfințenia lui Dumnezeu, să scrie trăznăile astea? Păi, dacă mergem în cartea prorocului Isaia, la capitolul al 53-lea, scrie așa: cine va crede ceea ce noi am auzit și brațul Domnului cui se va descoperi? Deci prorocul este absolut convins că sunt foarte mulți care vor citi mesajul prorociei și nu vor înțelege. Ați observat când citim scrierile Sfinților Părinți la clasă, de foarte multe ori nu înțelegem mesajul. Dacă citim pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, ne se pare chiar că forțează lucrurile. El interpretează toate realitățile, inclusiv cele matematice, dintr-o perspectivă duhovnicească. Și scoate niște sensuri despre care tu ești convins că nu se poate să fie așa. Așa e și aici. A fost odată ca niciodată. Și toată succesiunea aceasta de cuvinte care par a fi aruncate la întâmplare și care par a fi iraționale, ne transpun într-un timp și spațiu special. Încearcă autorul să ne spună că atunci când Domnul Dumnezeu a creat lumea, erau alte legi. Că lumea pe care o experimentăm noi, de cele mai multe ori, empiric și chiar științific în laborator, nu are nicio legătură cu lumea inițială. Și că legile de atunci erau altele. De-aia mi se spune mie aici că plopșorul făcea pere și răchita micșunele. Pentru că atunci când Domnul Dumnezeu a făcut lumea, nu exista răul, făpturile nu erau răzvrătite între ele, și capacitatea omului de a le cunoaște nu era afectată de păcatul pe care l-au provocat Adam și Eva. Și când vorbește aici despre animale înfrățite, se înfrățea lupul cu miel și se sărutau. Mi se arată că în grădina Edenului altă lege cârmuia. Și că atunci când Domnul Dumnezeu a adus animalele la Adam să le numească, nici nu l-au mâncat pe el, nici nu s-au răzvrătit împotriva lui, nici între ele nu s-au mâncat, și că universul pe care l-a creat Dumnezeu avea o altă așezare care slujea rostului pentru care a fost creat om. Și ați observat? Același lucru se întâmplă cu arca lui Noe. Arca lui Noe devine, după cum vă spuneam și altă dată, un nou paradis. Animalele stau în arca lui Noe, unele cu altele, fără să se mănânce. Imaginați-vă în arca lui Noe dinozauri. Pentru că dacă dinozaurii au existat, și știm că au existat, e clar că i-a creat Dumnezeu. Și că Dumnezeu i-a creat și i-a adus la Adam să le pună nume. Și că au fost dinozauri în arca lui Noe. Dacă nu arătau ca la Steven Spielberg, ci arătau cum sunt oasele lor de la muzee, asta e cu totul altceva. E, dinozaurii nu l-au mâncat pe noi. Și nici lei, și nici tigri. Iată de unde începe baza. Și vorbește aici autorul că puricele,
Cel cu 9 ca de fier la picior s-arunca în slava cerului de ne aducea povești. Adică inspirația venea de acolo. Și că dacă vroiai să ai acces la adevăruri pe care să le transpui în scris, trebuia să ai o stare duhovnicească aparte, care să fie compatibilă cu slava lui Dumnezeu, cu energiile Lui, cu frumusețea Lui. Să te împărtășești de frumusețea lui Dumnezeu, să o transpui în frumusețile pe care poți să le creezi. Și încheie cu cuvântul mai mincinos cine nu crede. Pentru că atunci când rațiunea omenească încearcă să pătrundă taina lui Dumnezeu și nu poate, o neacă, o contestă sau spune nu se poate, n-are cum să fie așa. Și știți, discuțiile dintre filozofie și teologie, dintre știință și credință, cum se ceartă unii și alții. Polemici care duc de cele mai multe ori nicăieri. După ce am făcut această introducere, ca să vedem în ce timp și spațiu ne mișcăm, Bazmul continuă și spune, a fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși. Și voind să aibă copii, a făcut de multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A umblat pe la vraci și la filozofi ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii, dar în zadar. Foarte interesant că împărații aceștia sunt tineri și frumoși. Nu toți împărații sunt tineri și frumoși, dar aceștia sunt. De ce? Pentru că așa a făcut Domnul Dumnezeu pe oameni. Tineri și frumoși. Nu-i atinsese răul, nu cunoșteau boală, nu cunoșteau suferință, nu cunoșteau moartea și erau stăpâni peste făpturi. Când au fost așezați Adam și Eva în grădina Edenului, li s-a spus, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți. Adică fiți împărații făpturii, tineri și frumoși. Iată cum Bazmul ne trimite către origini. Numai că ni se spune că acești împărați tineri și frumoși trebuie să rodească. Și iată că nu rodesc. N-au copil și oricât se străduiesc, spune aici că au făcut tot ce trebuia să facă. Și nu rodeau. De ce nu dădeau rod? Pentru că niciodată vreo lucrare omenească nu poate să aducă efectele potrivite fără intervenția lui Dumnezeu, fără sinergie, fără împreună lucrare. Și atunci dacă vreau să fac un lucru în autonomie, nu o să-mi iasă. A încercat Lucifer. Și a căzut și a devenit demon. A ispitit-o pe Eva, a căzut Eva, a căzut și Adam. Au încercat să experimenteze această autonomie și nu au putut. După cădere, au apelat la cine? La vraci și filozofi, adică la înțelepciunea omenească. M-am împotmolit, nu știu cum să-mi rezolv problema și mi se pare mie că unii sunt mai deștepți, că-s vraci. Și mi se pare că unii sunt filozofi și știu mai multe și mă duc la ei. Și eforturile mele sunt tot zadarnice. Pentru că nu am invocat și n-am adus în lucrarea mea lucrarea lui Dumnezeu, harul lui. Și în felul acesta s-au împotmolit. Și spune Bazmul așa, în sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape, unul încheiaș dibaci, a trimis să-l chem. Dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-au sculat deci împăratul și împărăteasa și luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis, bine ați venit sănătoși, dar ce umbli împărate să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare. Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul. Și dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, să-mi dai. Am, răspunse uncheașul. Dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el. Cum interpretăm pasajul? Cine e uncheașul? Dacă veți cerceta în Pateric, Patericul este cartea care înfățișează experiențele Sfinților Părinți din pustiu. Cu vioși, cei care au fugit din lume, s-au retras din lume, ca să experimenteze viața duhovnicească. Există și o carte materică, pentru că sunt și sfinte cuvioase, maici. E, părinții duhovnicești și maicile duhovnicești devin pentru noi călăuzi.
Purificându-se de patim și având minte luminată, ei dobândesc harisma discernământului. Și atunci oamenii caută pentru sfat. Se spune în popor la noi, popa ăla are har, sau părintele ăla are har. În sensul că dacă te duci la el, de multe ori te citește, te scanează ca pe o carte și îți spune toate problemele tale, toate frământările tale, îți oferă răspunsul fără să-l întrebi. Acela e un părinte duhovnicesc, nu ghicitor, nu magician, aceia îi încadrăm în altă categorie, la demonism. Dar există astfel de oameni duhovnicești. Uncheașul acesta, dibaci, ne spune bazmul nostru, are calitățile acestea. Vedeți că în momentul în care îi se spune că are nevoie împăratul de el, îi spune cine are trebuință să vină. Există în Pateric un episod când la un părinte din acesta din pustie vine un episcop. Auzise că e sfânt și a stat o zi întreagă lângă el să-i vadă sfințenie. Și părintele n-a zis nici pus. Și atunci ucenicii i-au zis așa: nu îi spui nimic, niciun cuvânt de folos episcopului. A venit de la Alexandria Egiptului pentru tine. Și el a zis: dacă n-a înțeles nimic din tăcerea mea, nu va înțelege nici din ce îi spun. Iată de ce uncheașul acesta dibaș spune cine are trebuință să vină. De ce? Să-mi vadă experiență. Să intre în duhul meu. Să intre în modul meu de viețuire. Să înțeleagă rațiunea după care trăiesc eu, ca și el să se împărtășească de ceea ce experimentez eu. Împăratul, auzind, a pornit. Dar în momentul în care împăratul se apropie, zice bazmul, că uncheașul, de departe văzându-l, a ieșit să-i întâmpine. Atunci când împăratul s-a zmerit, atunci când și-a asumat efortul, omul lui Dumnezeu îi vine în întâmpinare ca să-l ajute să-și găsească sens problemei. De ce se întâmplă lucrul acesta? Constatăm din propria experiență că de foarte multe ori înțelegem eronat filozofia darului. Ne plac darurile tuturor. Și vrem să primim daruri. Mai ales când avem nevoie din acestea, când ne lipsește ceva foarte tare. Dar uităm să ne conectăm la dăruitor. Puneți-vă în inimă întrebarea: noi îl iubim pe Dumnezeu sau doar îi așteptăm darurile? Când îi cerem lui Dumnezeu, aproape că îi și spunem ce să ne dea. Facă-se voia ta, dar să fie cum vreau eu. Să-mi dai asta. Sau să-mi dai asta la. Îți spun eu ție, Doamne, că îmi trebuie asta. Deci îl dau deoparte pe dăruitor, neglijez relația mea cu el, dar vreau da. Și atunci, iată, uneori Dumnezeu își ascunde intențiile și lucrarea ca noi să depunem efort să-l descoperim pe el și să ne dăm seama că darul are legătură cu dăruitorul și felul acesta să prețuim darul. Acum, aș mai pune problema și în altfel. Dacă uncheașul acesta ar fi cel vechi de zile, în Vechiul Testament, ați studiat o parte dintre voi cu Părintele Robert, cartea prorocului Daniel. Și acolo ni se vorbește despre cel vechi de zile și Sfinții Părinți ne spun că cel vechi de zile este Hristos Domnul, însuși Mântuitorul nostru. Chiar am avut anul trecut sau acum 2 ani o discuție cu doamnele de desen. Era o icoană, cineva dorea să picteze icoana celui vechi de zile. Și apărea în icoană Hristos Mântuitorul cu păr alb, ca un bătrân. Era o icoană atipică, o icoană greu de interpretat, greu de înțeles, greu de pictat. Dacă uncheașul de aici este cel vechi de zile, Hristos, Logosul Tatălui, pentru că aici ni se spune că avea preștiință. Preștiința este o calitate, un atribut pe care îl are doar Dumnezeu. Vei avea un prunc, dorința ți se va îndeplini, dar nu vei avea parte de el. Păi de unde să știe uncheașul ce o să se întâmple cu copilul? Copilul nici măcar nu s-a născut, nici măcar nu e în pântecele mamei. De unde să știe el ce va fi cu el? Și atunci, iată, în taină, bazmul ne trimite către Hristos. Vrei să obții ceva de la Tatăl? Se poate doar prin Fiul. Apelezi la experiența Fiului, care e Dumnezeu adevărat și om adevărat, care e împreună veșnic cu Tatăl. El este cel vechi de zile, cel care se va întrupa și cel care va întrupa dorurile tale în el.
și îți va dărui toate cele de trebuință, dar îți atrage atenția că tot ce vei primi în dar de la Dumnezeu, dacă le vei vrea pentru tine, le vei considera daruri în sine, le vei pierde. De ce? Darul implică întotdeauna misiune. Ai primit o voce frumoasă, nu e a ta. E a ta, dar nu e a ta. Cânți frumos, dar nu încuiat în casă. Cânți să te aude cineva. Ai primit darul de a picta. Pictezi, dar nu încui tablou sau icoana sau ce pictezi, ci o oferi celorlalți spre bucurie. Ai primit un copil, cum zice Bază. Nu e al tău. Copilul acela e un dar, dar implică o misiune. Copilul acela trebuie să fie un dar pentru toți. Și îi atrage atenția uncheașul că dacă vezi lucrurile în autonomie, nu te vei bucura de dar. Și merge mai departe povestea, ne spune că au mers acasă, au luat leacurile, împărăteasa a rămas însărcinată și, ia ascultați, mai înainte însă de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a mai putut niciun vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tate, zicea împăratul, că ți-o-i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că ți-o-i da de soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat. Și alte multe dal de asta. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu taci, îi mai zise, taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Aici lucrurile devin și mai tensionate. Pe de o parte, promisiunea pe care o face tatăl seamănă foarte tare cu promisiunea pe care o făcea Lucifer, Mântuitorului Iisus Hristos, în Ținutul Carantaniei. Mântuitorul a postit 40 de zile în pustiu, n-a mâncat, n-a băut. A stat într-o rugăciune intensă și a venit Lucifer și să-l ispitească. Și pe lângă faptul că îi spunea să prefacă pietrele în pâini, pentru că era foame, să le mănânce, îi zice, uite, toate împărățiile ți le voi da ție. Aceeași abordare. Îți dau ceva ce nu mi-aparține. Era o promisiune mincinoasă. O promisiune care promitea ce? Un paradis terestru. Îți dau împărății, îți dau averi, îți dau plăceri, îți dau cea mai frumoasă fată de soție. Totul în această dimensiune a lumii văzute. Paradis terestru. Și, normal, copilul, iată, nemulțumit. V-am vorbit în ultima vreme la clasă și v-am spus că am observat că în ultimele piese care se tot cântă pe la radio, pe care le ascult eu mașină când mergem de colo-colo, în ultimele melodii apare foarte des cuvântul infinit. Dacă ai ști ce se ascunde după infinit. Unele infinituri sunt mai lungi ca altele. Tot timpul se joacă tinerii care alcătuiesc muzica aceasta în jurul cuvântului infinit. De ce? Pentru că încă de la creație există în noi dorul acesta după infinit. Dacă Dumnezeu este infinit și este absolut și are în sine toate perfecțiunile și toate bunătățile, iar noi am fost creați după chipul Lui, tindem către asta. Și vrem neapărat să ajungem la infinit. Numai că de cele mai multe ori din cauza patimilor, o luăm în direcția opusă. Și imaginați-vă infinitul căutat invers. Există o piesă în limba engleză care zice I love you for infinity. Același lucru. Și după câteva versuri zice We are the gods now. Deci te iubesc la infinit, mai zice ce mai zice pe acolo și apoi zice noi suntem zei acum. Adică ne ducem la infinit în direcția opusă, nu mai găsim pe Dumnezeul cel adevărat și ne autodivinizăm. Și încercăm într-un paradis terestru să ne satisfacem pofte după pofte după pofte, ne jucăm cu dopamina până ne epuizăm, cădem în depresie, ajungem în deznădejde, ori ne omorâm între noi, ori înnebunim, ori ne sinucidem. Uitați-vă în lumea în care trăim și o să vedeți aceste perspective, la toate nivelurile. Și normal că puiandrul ăsta nu acceptă. Dar în momentul în care i s-a făgăduit tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ceva ce se apropia cu definiția inițială, că Domnul Dumnezeu nu l-a creat pe Adam să moară, ci l-a creat să parcurgă drumul de la după chip la după asemănare, să intre în veșnică relație cu Dumnezeu,
și să se bucure în rai pentru veșnicie. Adică tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atunci copilul a tăcut. Și spune bazmul, atunci copilul tăcu și se născu. Iar slujitorii deteră în timpine și în surlen și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul? De aceea se făcea mai isteș și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învățau într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se pălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit, ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbași împărăției și se chefuiau, se sculă făt frumos și zise, tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Ia fiți atenți la pasajul acesta. Dacă îl legăm cu cel mai de dinainte, ne pune în dificultate. Noi am învățat la neuroștiințe despre dezvoltarea, etapele de dezvoltare ale creierului. Și am fost învățați că un făt nu are creierul dezvoltat. Și atunci cum vorbești tu ca părinte cu puiul din pântecele mamei? El are creierul dezvoltat. Deci nu poate să perceapă un mesaj. Înseamnă că există un alt instrument pe care îl are pruncul, cu care poate să perceapă mesaj. V-am vorbit întotdeauna despre distinția dintre rațiune, energia sufletului care lucrează în creier, și minte sau duh, energia sufletului care lucrează în inimă. Deci, noetic, duhovnicește, pruncul avea de la zămislire ce-i trebuia. Creierul nu era încă dezvoltat. Fiți foarte atenți, de ce deschid subiectul? Dacă nu înțelegem această distinție și nu o asumăm corespunzător, nu o să credem niciodată că Sfânta Filoteea e sfântă. Noi o să spunem că nu e. De ce? Pentru că un copil de 12 ani o să ne spună neuroștiințele că nu poate să ia decizii. Că el intră în adolescență și că este bulversat. Și că este mai emotiv, că este mai agresiv, că vrea ce vrea. Sunt foarte multe aspecte din acestea psihologice. Ba mai mult, o să mergem cu raționamentul nostru dezlânat și o să spunem că nici Maica Domnului, când a spus la Buna Vestire luni, la praznic, fie mie după cuvântul tău, nu a luat o decizie asumată, pentru că nu era destul de matură din punct de vedere psihic. Ei, iată de ce e important să fim atenți ce ne spune nouă bazmul ăsta. Că pruncii au de la zămislire mintea luminată de Dumnezeu așezată în ei și că ei pot să perceapă mesajele duhovnicești. Ei pot să stea în relație cu Dumnezeu încă din pântecele mamei. De aceea ne învață părinții duhovnicești că educația începe în pântece. Când s-a dus, v-am mai povestit lucrul acesta, s-a dus o familie cu copilul la Muntele Athos cu un băiețel de 12 ani, la un părinte de acolo să le educe, părintele a zis prea târziu. Și ei au întrebat, băi, cum? Are 12 ani, cum să fie târziu? Trebuia să venim la 7? Și părintele a zis prea târziu. Păi și când să venim? Mai mic, la 3 ani? Prea târziu. Educația începe în pântece. Și încă înainte de pântece, prin ceea ce sunt tatăl și mama. Tatăl și mama transmit un ADN trupesc, dar transmit și un ADN duhovnicesc. Pruncul ia această informație genetică duhovnicească și o pune în aplicare. Iată, pruncul nu e mulțumit. Orice mi-ai promite din lumea asta, nu-mi trebuie. Eu vreau veșnicie. Și atunci a acceptat să se nască. Părinții nu s-au înțeles. N-au înțeles nimic din evenimentele minunate ce se învârt în jurul promisiunii uncheașului. Ei se întorc la autonomia lor. L-au dus pe copil la școli, l-au dus pe copil la filozofi. Vroiau să fie un împărat înțelept și procopsit, fix precum Solomon din Vechiul Testament, care fusese minunat o vreme, dar care a sfârșit prost, în idolatrie. Și normal că în momentul în care vine vremea promisiunii, copilul zice, dă-mi. Dă-mi ce mi-ai promis. Exact cum fiul risipitor în Evanghelie zice, dă-mi partea mea de avere. Și el zice la fel, dă-mi ce mi-ai promis. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și a zis, dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit?
Și dacă ți-am făgăduit atunci a fost numai să te împac, câți dintre părinți nu ne mințim copii? Este o erare fundamentală, să minți copilul odată. Dacă odată te prinde, s-a terminat cu autoritatea, cu încrederea. Ce spune tatăl aici? Ți-am zis și eu așa. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Există în teologie un principiu formulat de Sfinții Părinți, despre care v-am vorbit adesea la clasă, se numește epectază. Epectaza înseamnă să ai o experiență, să constați că infinitatea lui Dumnezeu depășește experiența respectivă, să te purifici de ce ai dobândit, să faci infuzie de har, de energie dumnezeiască și să mergi mai sus. Și mai sus. Și mai sus. Ei, ăsta-i dorul care îl mână pe prunc. Pe fiul ăsta, care acum avea 15 ani. Se sfârșea copilăria și începea adolescența. Și el spune, voi cutreiera toată lumea. Nu-l poate opri nimic pe om când vine vorba despre căutarea infinitului, absolutului Dumnezeu. Atunci, toți boierii și împăratul deteră în genunchi cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii, tatăl tău de aici înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare. Dar n-a fost cu putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămâind statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tatăl său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să gătească de drum merinde și tot ce trebuia. Trebuie să fim foarte atenți. Capitalul de plăcere pe care ni-l oferă lumea, că vine de la părinți, că vine de la apropiați, că vine, iată, ca aici, de la boieri, adică de la slujitori, se termină. Nu este mulțumitor. Nu există nimic în această experiență a lumii pe care o trăim noi, care să ne mulțumească. Oricâtă plăcere ne-ar provoca o experiență, ea este însoțită și de experiența durerii. Și în cercul vicios plăcere-durere, ajungem la epuizare. Și nu ne mulțumești. Aduceți-vă aminte de Zaheu din Evanghelie. Avea Zaheu bani, gârlă. Avea statut social, avea putere, avea autoritate, era temut în comunitate. Când a auzit de Iisus, a lăsat tot, a fugit și s-a suit într-un copac, într-un dud, într-un sicomor, ca să-l vadă. N-a mai contat că se face de râs. N-a contat că situația în care se afla era una penibilă. Tu, dita mai om puternic, cu bani, cu statut, ce cauți în copac? Pentru că dorul acesta, după infinitul Dumnezeu, nu îl poate opri nimic, nu îl poate sătura nimic. Și atunci, orice i-au promis, s-au întors iară, că-ți mai dăm daia, că-ți mai dăm o fată frumoasă, că-ți mai dăm bucuriile lumii, nu l-au putut mulțumi. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îi trântea și astfel toți ca ei căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și zărind într-un colț un cal răpciugos și bubos și slab, se duse la dânsul. Iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise, ce poruncesc, stăpâne, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung ca să mai pui pe mine mâna un voinic. S-a dus în grajd. Avea nevoie de infrastructură. Trebuia să plece la drum și nu putea să plece pe jos, avea nevoie de cal. Și a găsit o mulțime de cai frumoși. Lumea oferă o mulțime de imagini înșelătoare. Mai ales lumea în care trăim noi. Societatea în care trăim noi este o societate de consum. Reclamă, produs, vânzare. Reclamă, produs, vânzare. Trebuie să ne amăgească cumva simțurile ca să fim dispuși să dăm bănuții ca ei să se îmbogățească și să meargă mai departe toate afacerile astea. Cum trăgea caii frumoși de coadă, cum picau. Adică iluziile lumii erau foarte ușor de destrămat. Și a ales pe cine? Un cal răpciugos și buboș și slab. Există în Predica de pe Munte un concept care e foarte greu de înțeles, fără experiență duhovnicească. Începe Mântuitorul să vorbească despre fericiri cu sintagma fericiți cei săraci cu inimă. Și comentatorii de ocazie spun că săraci cu inima înseamnă proști. Ești sărac cu inima, adică mai prost așa, mai dus cu cap. Ori, deloc nu e așa. Sărac cu inima înseamnă acela care sărăcește cu Duhul, cu eu. Adică cel care se zmerește
își asumă statutul de făptură a lui Dumnezeu și caută prezența lui Dumnezeu, să-și umple eul cu prezența lui Dumnezeu. Ați văzut la fiul risipitor, când a ajuns în țara străină unde era foarte greu, și-a venit în sine. Adică se pierduse cu eul, cu Duh, se îmbogățise cu Duh. Și acum se răcește, se zmerește și spune, mă voi duce la tata să-i cer iertare, că am greșit la cer și înaintea lui. E, așa este calul acesta, răpciugos și buboș și slab. Este imaginea zmereniei. Eu am niște calități teribile, acele calități sunt ascunse în mine, va veni vremea să ți le arăt, dar încă le țin ascuns. De ce? Păi ce a zis calul? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung ca să mai pui pe mine mâna un voinic. Nu, nu are care. Calul și-a ascuns însușirile până a apărut voinicul. Când au apărut toți nătărăii, toți neputincioșii, toți falși, calul a rămas răciug. Când a venit voinicul, care avea la rândul lui niște calități, calul, da, s-a scuturat un picuț așa și dintr-o dată, zice aici, a rămas drept ca lumânarea. Adică s-a făcut strajnic. Un cal pe care nu l-ar fi bănuit nimeni văzând răpciugă. Deci, observăm cum evoluează lucrurile în viața duhovnicească. Cu cât te zmerești mai tare, cu atât primești daruri mai mult. Zice Scriptura, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor zmeriți le dă har. Aș vrea din acest moment al discuției noastre, al meditației noastre, să introducem o noțiune cheie. Cine e calul? Din momentul acesta vreau să echivalați prezența calului cu prezența conștiinței, cu prezența minții, Duhului interior. Considerăm că în momentul acesta se întregește făptura umană. Trupul se întâlnește cu Duhul. Fă-ți frumos! Făptura trupească primește dimensiune duhovnicească. Calul e glasul lăuntric. Din momentul acesta, căutătorul, în plan material, pătrunde într-o altă lume. Pătrunde în lumea duhovnicească. Și de acum începe să vorbească mai adânc, mai profund, cu mesaje extraordinare, acest cal. Calul conștient. Și spune așa. Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte. Ce are nevoie omul să reușească în viața lăuntrică? Are nevoie de identitate. Trebuie să știe cine e. Deci trebuie să fie legat de strămoși. De tatăsul. Vă aduceți aminte, în duminica de dinainte de Crăciun, când mergeți la biserică, se citește la Sfânta Liturghie pasajul cu genealogia Mântuitorului. De ce? Ca Hristos Domnul să aibă identitate. Să știm că este persoană reală, istorică, să știm cine sunt cei din care se trage. Și acolo apar oameni păcătoși, că toți sunt păcătoși, și 4 femei desfrânate, deși la evrei erau în considerare luați la genealogii doar bărbați. Ca să arate Hristos Domnul că în calitatea Lui de Dumnezeu adevărat și om adevărat, El nu se rușinează de neamurile Lui, de genealogia Lui. Și că prezența Lui este tămăduitoare și vine să-i vindece pe toți. Îi asumă în El pe toți. Asta trebuie să facă Făt Frumos. Să asume în El neamul. Întreg neamul și familia Lui. Pe părinții Lui care ați văzut câte decizii eronate lua. Și are nevoie să tragă cu el tradiția. De aceea ținem atât de mult la tradițiile noastre, ceea ce ține de sfânta tradiție, nu tradiții și obiceiuri care țin de superstiții și care vezi pe pereți. Nu, alea n-au nicio treabă. Tradiția sfântă asumată și experiența înaintașilor. Cine leapă de experiența înaintașilor, nu o să ajungă niciodată la ceea ce își dorește. Dar ia mai fiți atenți la ceva. Îngrijește-mă cu mâna ta 6 săptămâni. De ce 6 săptămâni? Ne aflăm în postul Paștelui. Cât ține postul Paștelui? 6 săptămâni.
Săptămâna mare, săptămâna pătimirilor, nu e din postul Paștilor. Este separat, are regim special, ca și săptămâna lumină. Postul Paștilor se încheie la flori. 6 săptămâni. Deci atunci când vrei să pleci în experiența duhovnicească și să dobândești tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, nu merge fără asceză, nu merge fără nevoință, nu merge fără post și nu merge fără asumarea identității duhovnicești. Și trebuie să faci treaba asta tu, nu alții. Pentru că unul zice, nu postesc eu, postește mama. Nu postesc eu, lasă că voi posti mai la bătrâneți. Și la bătrânețe, din neputință, din boală, nu mai poți să mai postești. Deci trebuie să-ți asumi atunci. Pentru că altfel conștiința, calul, nu te poate duce unde vrei. Și spune Bazmu aici, cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat pe vătaful curții și i-a dat poruncă să-i deschidă toate tronurile cu haine spre a-și alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tătâne său, de când era flăcău, dar foarte ruginit. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și după 6 săptămâni a izbutit a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum zisese el. Destulă muncă a avut, dar fie că izbuti. Sunt 2 elemente pe care vreau să le precizăm în acest pasaj. Unul este legat de armele ruginite. De ce erau armele ruginite? Pentru că de la experiența tinereții tatălui și până la experiența tinereții fiului, nimeni nu le folosise cum trebuie. Există un mare teolog grec pe nume Panaiotis Nelas, care spune că există epoci, perioade în istoria omenirii, când nu există oameni voinici și atunci Dumnezeu nu lucrează. Știm de la clasă că Dumnezeu nu lucrează împotriva libertății oamenilor. Deci în epocile în care nu există oameni strajnici care să-și asume dorința de sfințenie, Dumnezeu nu are cu cine să lucreze. Nu are cum să-și împletească lucrarea cu lucrarea cuiva care nu vrea. Deci în epocile în care Domnul Dumnezeu vrea să lucreze și nu are cu cine, armele ruginesc. De aceea o să constatați citind în istorie că sunt epoci cu mulți sfinți, cu părinți extraordinari, cu dascăle ai bisericii extraordinari și sunt epoci când pare că Dumnezeu nu lucrează. Și în epocile noastre, în epoca noastră, ne văităm toți. O, păi nu mai avem duhovnici, păi nu mai avem sfinți, păi nu mai avem preoți cu har, păi nu mai avem credincioși, păi nu mai avem, pentru că noi am ruginit. Existența noastră e ruginită până în măduva oaselor. Dar Dumnezeu nu se lasă batjocuri și așteaptă momentul să apară omul cu care să lucreze. Și lucrează. Și o să vedeți cum a lucrat. Și al doilea aspect despre care vroiam să vă vorbesc, zice aici, destulă muncă a avut. Lucrurile serioase nu se fac cu efort puțin. Sfântul Grigorie Palama zicea, binele nu e bine dacă nu e făcut bine. Deci un bine aparent nu e bine. Mi se pare mie că fac bine, dar nu e bine. Pentru că binele e Dumnezeu și binele mele raportat la Dumnezeu ca bine, strălucește altfel. Destulă muncă a avut să dea jos rugina și să-și asume tot ceea ce îi lipsise până atunci. Și continuă textul și zice, când auzi calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite, odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase tocmai cum îl fătase măsa un cal gras, trupeș și cu 4 arii, văzându-l făt frumos astfel îi zise, de azi în 3 zile plecăm. Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi de poruncești, îi răspunse calul. Ia fiți atenți la indici. După efortul de purificare, efortul a fost trupesc. Se scutură calul. Deci după ce eu am făcut efort trupesc, adică mi-am asumat postul, că sunt unii care zic, nu contează ce bagi în gură, contează ce scoți. Că nu ce bagi în gură te spurcă, ci ceea ce scoți. Și nu vor să postească sub nicio formă. Ei, iată, efortul trupesc a făcut să se scuture conștiința.
Deci n-a fost în van faptul că a curățat hainele, rugina de pe arme și că s-a străduit să facă lucrurile văzute ca să ajungă la cele nevăzute. S-a scuturat conștiința. Prin ce se scutură conștiința? Prin pocăință. Nu există post fără libertate, adică postești nu obligat, ci pentru că vrei din iubire. Ca și aici, suntem aici din iubire, suntem aici pentru că vrem. Dacă cineva e aici cu forța, se înșeală, nu obține nimic. Pierde vreme. Mai bine vă duceați la biliard. Măcar acolo era cu distracție din planul paradisului terestru. Ori, aici, după ce, prin pocăință, s-a eliberat conștiința, dintr-o dată calul are patru aripi. Ce să fie cu cele patru aripi? Păi, ați învățat la morală că există patru virtuți fundamentale. Patru. Dreptatea, cumpătarea, curajul și prudența. În momentul în care s-a purificat prin pocăință, conștiința se înarmează cu virtuțile, cu cele patru aripi, pentru că ai nevoie în călătorie. Nu se poate fără dreptate, că bâșbuia iurea în lume. Nu se poate fără cumpătare, pentru că tot ce vei dobândi, vei pierde. Nu se poate fără curaj, că vei da de diferite încercări. Vin peste tine, necazuri, boli, cum ziseam, suferințe. Da? Și nu se poate fără prudență, că dacă te arunci cu capul înainte, vei pieri. Ați văzut că în bazme apare numărul 3, frecvent, vă spun doamnele la limba română despre semnificația cifrei 3 și noi vorbim la dogmatică despre Sfânta Treime și principiul triontic al existenței. Pretutindeni în lumea aceasta apare acest principiu triontic. Lumea reflectă treime. Și atunci zice, fă frumos, plecăm în 3 zile. Dar ce zice Carl? Azi. Sunt gata azi. Când începi viața duhovnicească și te apuci de lucruri serioase, nu mai merge cu amânări. Pentru că dacă am mâini, s-ar putea să-ți fugă dor. S-ar putea să-ți pierzi elan. S-ar putea să stai să cugezi, să te sperie diavolul, să zică, băi, e greu. Când vine postul și zici, voi posti, tot postul. Și vine diavolul și zice, păi e greu, o să te bolnăvești, o să te doară burtica, nu o să ai calciu, aoleu, te apucă tremuriciu. Clar! Că după aia s-ar putea să zici, păi nu mai mă duc deloc, nu mai plec deloc. Calul zice, conștiința zice, azi. În întâmplarea cu Zaheu, despre care am vorbit în Evanghelie, când Zaheu s-a suit în copac, a venit Mântuitorul, s-a uitat la el și a zis, Zaheu, dă-te jos de grabă. Azi, dă-te acum jos. De ce? Pentru că dacă te-ai ridicat peste fire, te-ai ridicat peste lege, peste scripturi și m-ai cunoscut pe mine, Fiul lui Dumnezeu, te ia mândria. Și o să crezi că nu mai e nimeni ca tine. Dă-te jos acum. Dacă nu plecăm acum la drum, va veni slava deșartă și vei dori să fii lăudat de ceilalți, va veni mândria și să te lauzi singur și vei pierde darurile. Vei rata călătoria, scop. Și ne spune cartea în continuare, a treia zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos îmbrăcat ca un viteaz cu paloșul în mână, călare pe calul ce și alesese și lua ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții care, cu lacrimile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta. Ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său, dar el, dând pinte în calul lui, ieși pe poartă ca vântul, și după dânsul, carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași, pe care i-o rânduise împăratul ca să-l însoțească. Ce se întâmplă când omul vrea să schimbe viața? Încep apropiații să-l tragă înapoi. Ha, te-ai pocăit? Te pocăiși? Te duci la biserică? Te-ai apucat de postit? Hai, las! Te duci tu la popi? Te duci tu să dai pomelnic, să aprinzi lumânări? Rămâi cu noi, vină cu aici, că uite, e meciul la televizor, uite filmul, uite, facem un grătar. Lucrul acesta, iată, se întâmplă frecvent. De câte ori idealul e măreț, apare câte un personaj din ăsta, parcă așa se numea, Pocitan Ben Pehlivan, da? Unul din ăsta schimonosit așa, care n-are nicio valență importantă, dar care vrea să te tragă pe tine în traiectoria lui. Numai că ne spune bazmul că, fă-ți frumos, a plecat ca vântul. Aici ne ajută faptul că studie în greacă. În limba greacă vânt se spune pneuma, pneuma, adică duh. Duhul Sfânt e vântul care suflă unde vrea.
Când ți-a umplut Duhul viața, ai vânt în pânze. I-ai lăsat pe toți care te chemau înapoi spre ei, spre plăcerile lor și te duci. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și a ajuns în pustietate, fă frumos să-și împărți toată avuția pe la ostași și luându-și ziua bună îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Ia fiți atenți ce avem aici. Am învățat la clasă despre viața duhovnicească și am arătat că sunt unii dintre noi care vor să fie călugări. Ce fac călugării? Care sunt etapele? Prima etapă este ascultare. A ascultat făt frumos de cal? Da. A doua etapă este ieșirea din lume. A ieșit făt frumos din împărăția lui taică-su? A ieșit. A treia etapă este împărțirea averii. Și-a împărțit făt frumos averea? Și-a împărțit averea. Și-a dat drumul tuturor slujitorilor să se întoarcă de unde-i cei 200 de soldați pe care i-a dăduse tatăsul. Și în final, el alege calea pustietății. Ascultare, ieșirea din lume, fuga de lume, împărțirea averilor și merge în singurătate, în pustietate, în isihia. Toate etapele vieții duhovnicești sunt aici. Deci, cine înțelege bazmul, înțelege și viața duhovnicească. Aici e dogmatică pur. Când Moise, vorbeam cu părintele Robert mai săptămâna trecută, când Moise a scos poporul evreu din Egipt, le-a dat voie să ia toate podoabele, adică să ia toată cultura, toată filozofia, e necesar, ai nevoie de ea. Dar, când au mers prin Marea Roșie și se necau egiptenii, le-a interzis să ia vreun egiptean să-l salveze. Când treci prin botez, când începe viața nouă, n-ai voie să iei cu tine ceva din viața veche. Nu iei cu tine nicio patimă. Dacă iei cu tine patimile, la un moment dat, te vor trage înapoi spre cădere. Și atunci iată-l cum renunță la toate. Și spune bazmul, apucând calea către răsărit, s-a dus 3 zile și 3 nopți, până ce a ajuns la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Calea spre răsărit, fiți foarte atenți în cântările noastre, v-am mai spus lucrul acesta, Hristos Mântuitorul este numit în cărțile noastre răsăritul răsăriturilor, sau răsăritul cel de sus. Când a luat făt frumos calea către răsărit, e clar ce cale a luat. Hristos a spus despre sine, eu sunt cale. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Deci mergi pe cale cu adevărul ca să dobândești viață. Nu există altă metodă. Și el merge spre răsărit, pe calea care era răsărit. Și au găsit, iată, mulțime de oase, stând să se odihnească, zise calul, să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei ghionoare, care e atât de rea încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie, ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu-i asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie ghionoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozav de mare. Dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Ia fiți atenți ce avem aici. Ce-i ghionoaie? Dacă o să căutați în dicționar, că și eu am căutat pe internet, ghionoaia este un fel de ciocănitoare. Un fel de pasăre care sparge ciocăne scoarța copacului ca să se hrănească cu tot felul de insecte, vermișori și alte de-astea. Ce anume are în viața noastră efect de ghionoaie? Ce ne ciocănește? Ce ne strică viața? Fiți foarte atenți că ni se spune aici, tainic, că fusese femeie. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că atunci când în Sfânta Evanghelie ni se vorbește despre femei, trebuie să înțelegem firea, firea umană. Fusese umană în firea ei, dar pentru că nu ascultase de părinți, adică făcuse răutăți, se înrăise și iată ce devenise. Cine ne cioc? Cine-i ghionoaia? Ghionoaia sunt cele 5 simțuri. Simțurile ne ciocăne ca să creeze breșe și prin breșe să intre copiii ei pe care îi hrănea, adică patimil, văzul să se agățe de tot felul de imagini indecente, vulgare, auzul să se manelizeze, pipăitul să se desfrâneze, mirosul, știți, cu feromoni, cu caie verzi pe pereți, ne parfumăm ca să instigăm instinctele,
Iată, uite ce face ghiunoa. Cât de mare și de rea este. Și atunci, înseamnă că dacă ai pornit în viața duhovnicească, trebuie să fii foarte atent la simțuri. Trebuie să-ți disciplinezi simțurile. Și cum faci? Zice Bazma, se deteră spre odihnă, isihia. Isihia în limba greacă înseamnă liniște. Părinții isihaști sunt cei care se retrag în pustiu, se îndeletnicesc cu rugăciunea neîncetată, își odihnesc ființa de la mai pătimi. Ei nu pătimesc, se sfințesc. Deci, dacă vrei să biruiești simțurile, trebuie odihnă, isihia, și zice în continuare, dar pândea când unul, când altul. Adică ai nevoie de trezvie, ai nevoie de priveghere. De-aia facem noi la biserică deni, slujbe de priveghere, ca să ținem simțurile vii în relație cu Dumnezeu. Am nevoie de isihie, odihnă, dar am nevoie să pândesc. O odihnă activă. V-am spus ce scrie în Cântarea Cântărilor în Vechiul Testament, eu dorm, dar inima mea veghează. Eu mă odihnesc de la păcat, nu mai fac păcat. Trupul meu se odihnește, dar Duhul e viu în mine. Duhul se roagă neîncetat și pândește să nu vină peste mine ghionoaia. Simțurile care mă vor acapara și mă vor smulge din relația cu infinitul spre paradisul terestru pe care îl promiteau toți. A doua zi, când se revărsă zorile, adică răsăritul de care vorbim, ei se pregăteau să treacă pădure. Făt frumos, înșelă și înfrână calul și Kinga o strânse mai mult decât altă dată și porni când auzi o ciocănitură groaznică. Fiți foarte atenți! Kinga! La botez avem cu toții o fașă. Fașa de la botez cu care ne încingem reprezintă calea aceasta a virtuții care ne ține strânși să nu rătăcim. Da? Strânge Kinga calului să stea conștiința în zestrea pe care a primit-o la botez. Și când a auzit această ciocănitură groaznică, zise calul, ține-te stăpâne, gata că iată se apropie ghionoaia. Și când venea ea, nene dobora copaci. Așa de iute mergea, iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și făt frumos îi lua un picior cu săgeata. Și când era gata o lovi cu a doua săgeată, strigă ea, stă-i făt frumos că nu-ți fac nimic. Și văzând că nu o crede, îi dete în scris cu sângele său. Să străiască calul, făt frumos, îi mai zise ea. Cal năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam frit. Acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni care s-au încumes, au o face de-abia, au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele mult. Ia fiți atenți la război. Ca să biruiești simțurile, trebuie să te ridici deasupra lor, ca zaheu un copac. Trebuie să te ducă vântul, adică Duhul, și să săgetezi simțurile cu virtutea ta, cu îndrăzneala ta duhovnicească. Ce zice ghionoai? Dacă n-aveai calul, dacă n-aveai conștiința purificată, întărită prin asceză, prin nevoință, te mâncam fript. Așa mai biruit tu. Există în Pateric o imagine extraordinară, un călugăr în pustiu ațipește și doi dragi vin să-l ispitească. Și unul zice, scoală să-l ispitim. Al doilea drag zice, nu, că data trecută l-am trezit și m-a ars cu psalmii. Deci ajunseze dracu să nu-l mai trezească pe călugă, că l-ardea cu psalmii. Dacă n-aveai calul, te mâncam frit. Și mai spune un lucru extraordinar, că au mai încercat câțiva nebuni, care n-au reușit. Păi de ce? Cine sunt nebuni? În Evanghelie și în Scriptura Vechiului Testament apare cuvântul nebun. Mântuitorul vorbește despre un bogat căruia a erodit țarina și îi spune, nebunule, la tine, la noapte vor veni îngeri, vor lua sufletul, cui rămâne avere? Un nebun. Mântuitorul care zice să nu spunem fratelui nebun, că vom ajunge în ghen, în iad. Dar în Vechiul Testament primim definiția nebuniei. Zisa cel nebun în inima sa. Nu este Dumnezeu. Așa e în psalm. Sunt doi psalmi care spun asta. Zisa cel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Deci cine e nebun, care n-a reușit în lupta cu simțurile, cu ghionoaia?
Cel care s-a declarat pe sine ateu, nu există Dumnezeu, nu există sprijin, eu, sigur, în autonomie, mă voi bate cu ghionan. Mulți dintre voi faceți lucrul ăsta. Vă bate singur cu simțurile. Nu aveți nicio șansă, credeți. Lăsați-vă ajutați. Și mergem mai departe. Bazmul, ghionoaia, ea îi ospătează, foarte interesant. Ospătarea aceasta arată că atunci când trecem prin astfel de încercări teribile, dobândim o experiență cu care ne hrănim. Și mergem mai departe pe baza experienței în care am ieșit biruitori. Ținură masă aici 3 zile de-a rândul și rugă pe Făt Frumos să-și aleagă de soție pe una dintre cele 3 fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta. Fiți foarte atent. După ce am biruit patimile, dobândim starea de nepătimire. Chiar dacă ne aflăm în preajma elementelor pătimașe, ele nu ne mai afectează. După ce am devenit nepătimitori și sfinți, nu ne mai interesează băutura, nu ne mai interesează jocurile de noroc, nu ne mai interesează plăcerile trupești, nu ne mai interesează nimic. Chiar dacă suntem în preajma lor, ele nu ne mai afectează. Dacă am dobândit această apatie. Dar este foarte interesant că Făt Frumos nu vrea să se căsătorească cu niciuna dintre fete. De ce? Pentru că după ce ai transformat patimile în virtuți, virtuțile nu sunt valoroase ele în ele însele. O virtute nu este ea scop, ci ea este mijloc. Tu trebuie să dobândești mirele pe Hristos, care este ființa virtuților. Ori dacă Făt Frumos se căsătorea cu o virtute pe care o dobândise aici în luptă, nu mai ajungea la ce își propusese el, la scopul inițial. Deci nu rămâneți la virtuți în sine. Ce cuminte sunt eu? Ce înțelept sunt eu? Ce armonios trăiesc? Am căzut în părere închipuită de sine, am căzut în slavă de șartă, am căzut în mândrie și am pierdut războiul. Tot ce am făcut până aici a fost în zadar. Ori el nu acceptă și merge mai departe și îi spune ghionoaia, cu calul pe care îl ai și cu vitejia ta crezi că ai să izbutești. Cu calul. Adică relația trup-suflet, sinergia, unde punem vântul, pneuma, harul și vitejia, adică și efortul personal. Nu se poate fără ingredientele acestea. După 3 zile se pregătire de drum și porni. Merse Făt Frumos, merse și iar merse, cale lungă și mai lungă, dar când fu de trecut peste hotarele ghionoaiei, dete de o câmpie frumoasă. Pe de o parte cu iarbă înflorită, iar pe de altă parte pârlit. Atunci el întreba pe cal, de ce este iarba pârlită? Și calul îi răspuns, aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu ghionoaia. De rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc. Blestemul părinților le-a ajuns. Și de-aia s-au făcut ligioi, așa precum le vezi. Vrăjmășia lor e groaznică, nevoie de cap. Vor să-și răpească una de la alta pământ. Când scorpia este necăjită rău, varsă foc și zmoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sora sa. Și, vind să o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sora sa și are 3 capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine, dis de dimineață, să fim gata. A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese la ghionoaie și pornir. Când auziră un urlet și o vâjâitură cum nu mai auziseră ei până atunci. Fii gata, stăpâne, că iată se apropie zgripțuroaica de scorpi. Scorpia, cu o falcă în cer și cu alta în pământ și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute. Iar calul se urcă repede ca săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam de o parte. Făt Frumos o săgetă și îi zbură un cap. Când era să-i mai ia un cap, scorpia se rugă cu lacrimi să o ierte că nu-i face nimic și ca să-l încredințeze îi dete înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe Făt Frumos și mai și decât ghionoaia, iar el dete și dânse înapoi ce îi luase cu scorpiata, care se lipi îndată cum îl puse la loc și după 3 zile plecare mai departe. Cine-i scorpia? Scorpia, această făptură fantasmagorică cu 3 capete și atât de fioroasă. Există în teologia Sfinților Părinți ai Pustiului, de care vorbim mai devreme, această afirmație. Imaginația este închipuire cu multe chipuri și cu multe capete. Deci cine este închipuire cu multe chipuri și cu multe capete? Imaginația. Cine-i scorpia? Imaginația. De ce? Pentru că imaginația
umblă cu o falcă în cer și cu alta în pământ, cuprinde întreaga sferă a existenței și varsă flăcări. Ce flăcări varsă, imaginați? Poftă! Începi să-ți imaginezi o mulțime de lucruri pe care apoi le stimulează diavolul la nivel de dorință, mișcă apoi irascibilitatea, se distruge partea cuvântătoare și partea noetică nu mai funcționează și la revedere. Deci iată această scorpie pe care, din nou, fă frumos, imaginați, da? O depășește urcându-se cu conștiința deasupra ei și săgetând-o cu virtuțile pe care le-a dobândit, cu experiența pe care a dobândit-o în întâmplările anterioare. Mergem mai departe, bazmul, trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de tembăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici stătură ei să se odihnească, iar calul zise: trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne, mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt foarte multe. Cu dânsele nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure este peste poate. Noi însă să ne silim, dacă om putea să sărim pe deasupra. Palatul unde se află tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este înconjurat de aceste fiare sălbatici. Cine sunt fiarele sălbatici? În teologia Sfinților Părinți, aceste fiare sălbatice sunt gândurile. Gândurile au în spate duhuri, adică demoni. Gândurile sunt cele care ne bombardează existența clipă de clipă, răpind mintea din palatul inimii, scoțând-o prin rațiune în afară și căutând prin raționamente, silogisme, sofisme, să găsim sensul existenței, acolo unde nu e. Când a fost creat Adam, procesul era invers. Să adune toate puterile ființei sale din afară să fie duse înăuntru. Și înăuntru, în palatul inimii, sufletul mireasă să se unească cu mirele Dumnezeu. Păcatul a inversat procesul. Și iată, în jurul palatului stau fiarele, gândurile. De câte ori încerci să te apropii de Dumnezeu, vin gândurile. Vrei să te pui la rugăciune, te omoară gândurile. Vrei să meditezi la lucruri duhovnicești, te atrag gândurile. Te zmul pur și simplu. Gândurile sunt precum niște cai nărăvași. De aceea ne spun Sfinții Părinți că atunci când mergem la rugăciune să alungăm toate gândurile, nu pe cele rele, toate și pe cele bune. Și să rămână rugăciunea de un singur gând, adică pomenirea neîncetată a numelui lui Dumnezeu, unde? În inimă, nu în creier. Aceasta este rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea de taină, rugăciunea curată. Doar acolo o întâlnim. Ca să sărim peste gânduri, trebuie să ne înălțăm deasupra saltul, această extraordinară epectază, să ajungem să contemplăm rațiunile lucrurilor și să înțelegem mișcările lui Dumnezeu în făpturi. Și doar în felul acesta putem să depășim primejdia și să ajungem acolo, la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Zice aici, după ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise: stăpâne, strânge kinga cât poți de mult și încălecând să te ții bine și în scări de coama mea. Picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea ca să nu mă zătignești în sporul meu. Cum adică să țină picioarele lipite de cal? Trupul să se unească cu sufletul în așa fel încât să nu mai împiedici. Pentru dacă sufletul meu vrea să se roage și trupul vrea la distracție, vrea la club, vrea la discotec, vrea la fotbal, vrea la unde vrea. Pune dificultate lucrările sufletului. Mișcările trupului, zice aici, să nu zătignească, să nu încurce mișcările Duhului, mișcările sufletești. Și, ne spune nouă bazmul, se urcă, făcu probă, și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurii și sunt adunate toate în curte, să trecem. Să trecem, răspunse făt frumos,
și Dumnezeu să se îndure de noi. Vedeți? În urma experiențelor pe care le-a avut, Făt Frumos știe acum că fără Dumnezeu nu se poate. Și cheamă în ajutor tot timpul prezența lui Dumnezeu. În viața dumnezească totul e sinergie. Harul lui Dumnezeu și efortul nostru. Harul lui și încercarea noastră de a ne ține de lucrarea lui. Se urcară în sus și văzură palatul strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele, deci se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de se lăsare jos și de nu era doamna palatului afară dând de mâncare puiilor ei, îi prăpădea negreșit. Foarte intens momentul acesta. Aproape că au biruit. S-au înălțat atât de mult deasupra materialității, încât existența deja este eterică. Și totuși, ating un picuț vârful copacilor. Ce înseamnă asta? Aduceți-vă aminte de scara de la Suceviți. La Sucevița este prezentată pe unul dintre pereții exteriori scara Raiului, așa cum au văzut-o Sfântul Ioan Scărar. Pe scară urcă mulți călugări. Unii sunt mai jos, unii sunt mai sus. De o parte, armonia îngerilor, care îi sprijină. În partea altă, haosul demonilor, care încearcă să-i smulgă de pe scară. Sus, la capătul scării, Hristos cu mâinile întinse, îi așteaptă. Ei urcă și urcă și urcă. Ultima treaptă e mai depărtat. De la penultima la ultima nu mai poți să faci pasul singur. Ai nevoie să te încredințezi mâinilor Domnului care să te tragă. Acesta este efect. Au atins un picuț vârfurile, i-a atins un picuț mândria, i-a atins un picuț slava deșertă și au căzut. În imaginea de la Sucevița sunt niște călugări, niște părinți care cad de foarte de sus. Deci au trecut din virtute în virtute, în virtute, în virtute, au ajuns aproape în vârf și cad. Abia au atins vârfurile copacii. Și dacă nu ar fi fost doamna palatului, i-ar fi prăpădit. Cine-i doamna palatului? Pentru ce a fost acest efort extraordinar? Doamna palatului este mintea luminată. Mintea, duhul, inima omului pătrunsă de harul dumnezeiesc. Acesta a fost scopul călătoriei. Din etapă în etapă, în etapă, Făt Frumos caută îndumnezeirea, ca fiecare dintre noi. Dacă v-ați propus ca scop al existenței cariera, slava, bani, case, mașini, ați ales greșit. Ele sunt bune. Până la un punct. Trăim în lumea aceasta și avem nevoie de ele. Dar nu acesta e rostul. Pentru că vom muri și nu le vom duce cu noi în mormânt. Și vom rămâne cu frica de moarte, dar nu vom dobândi bucuria de a muri. Că așa se numește jucăria noastră de azi. Și iată ce a vrut Făt Frumos să dobândească. În Dumnezeu. Pătrunderea lucrării lui Dumnezeu în inimă, în palatul inimii, să o întâlnească pe această mireasă extraordinară și sufletul ca o mire, să o îmbrățișeze în această relație de unire. Mai mult de bucurie că au venit îi scăpă ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om la dânsa. Ia fiți atenți! Cât de greu se atinge acest ideal. În teologia ortodoxă se face distinție între mântuire și îndumnezeire. Mulți se vor mântui, dar nu toți se vor sfinți. Poate că vom prinde și noi un colț de rai din mila Domnului, dar nu vom fi cu sfinții, nu vom fi ca ei, nu ne vom bucura de participarea lor la slava dumnezeiască. Există o întâmplare teribilă în legătură cu Sfântul Ioan Gură de Aur, un episcop, nu mai știu cum îl cheamă acum, o să caut să vă spun la clasă. A avut o descoperire și a văzut sfinții lui Dumnezeu. Și a plecat din rai trist. Și îngerul l-a întrebat: ai văzut raiul, de ce ești trist? Eu vroiam să-l văd pe Ioan Gură de Aur și nu l-am văzut. Nu era cu sfinții ceilalți. Și m-am întristat. Și îngerul i-a spus: nu poți să-l vezi.
El este lângă tronul slavei. Adică erau sfinți mulți pe care i-a văzut el în rai. Dar Ioan Gură de Aur, Sfântul, Marele Părinte, era atât de intim, atât de aproape lângă Dumnezeu, încât nici în descoperire nu puteai să-L vezi. Orice zice doamna Palatu, atât de rar mai vine cât un suflet pe la ea. Unii mai vin, dar nu toți se îndumnezesc. Opri pe dobitoacele îmblânziți și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă nevoie mare. Cum o văzu făt frumos, rămase încremenit, dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise: bine ai venit, făt frumos. Ce cauți pe aici? Vă aduceți în aminte în Evanghelie, când îi întreba Mântuitorul, veneau unii la el și cereau lucru și el zicea: ce vrei să-ți fac? Veneau orbul și zicea: ce vrei să-ți fac? Ei, Doamne, să văd. Îi implica libertate. Nu-l vindeca în chip magic. Poate orbul vroia bani. El era orb, cerșător. Poate și-a dă-mi aur. Și Domnul l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și el a zis: Doamne, să văd. Și a zis: bine, vezi. Așa și aici. Ce cauți, făt frumos? Ce cauți? Ca să spună el. Și zice, făt frumos, căutăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă căutați ceea ce zisești, aici este. Atunci, descălică și intră în palat. Pe mine, când am citit Bazmul, nu m-a atras foarte tare pasajul acesta. Când l-am citit a treia, a patra oară, m-am speriat de acest descălică. Dacă toată minunăția asta de poveste se mișcă în relația voinic-calm, aoleu, de ce descalic? Și m-am speriat. În momentul în care te-ai despărțit de conștiință, reapare riscul. Și hai să vedem ce se întâmplă. Acolo găsim încă două femei, una ca alta de tineri, erau surorile cele mai mari. El început să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejde, iar ele de bucurie gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Trei surori. Voință, simțire, minte. Iată-le pe toate împletit. Cu cine ajunge să conviețuiască? Făt frumos. Calului îi dete drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor de putea umbla în tihnă prin pădure. Rai! S-au întors în paradis. Totu-i pace, totu-i liniște, totu-i frumusețe, nu mai există primejdii. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să-i mai zică o dată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul ce aceeași căuta. Încet, încet se deprinseră unii cu alții. Când ai ajuns în viața duhovnicească, trebuie să ai acest molcom, să te așezi, binișor, lin. Da, se deprinseră unii cu alții. Își spuseră istoria și ce păți până să ajungă la dânsele. Și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi dete voie să meargă prin toate locurile de prin prejur. Unde va voi? Numai pe o vale pe care i-o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el. Și îi spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. În limbajul biblic și în limbajul duhovnicesc, Valea Plângerii este lumea de după căderea în păcat. Deci n-avea ce să mai caute, făt frumos, ajuns la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, la amintirea păcatului. Când îngerii l-au scos pe Lot din Sodoma și Gomora, i-au spus să nu se uite înapoi, nici el, nici ai lui. El a ascultat, fetele au ascultat, soția nu. Soția a întors privirea, a văzut ce se întâmpla la Sodoma și la Gomora și a împietrit. S-a făcut stan. Când ai ajuns la viața duhovnicească, nu te mai întorci la viața păcătoasă. Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr, ca și când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cumnatele sale, se bucura de frumusețea florilor,
de dulceața și curățenia aerului ca un om fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dete și cu a treia săgeată, cu care îl și nimeri, dar nefericit. În învălmășeală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în valea plângerii. Luând iepurele, se întorcea acasă. Când ce să vezi? Deodată l-a apucat un dor de tată său și de mumă sa. Nu cuteză să spuie femeilor măestre, dar ele îl cunoscură după întristare și neodihnea ce vedeau în trânsul. Ai trecut, nefericitule, în valea plângerii, ziseră ele cu totul speriat. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac asta neghiobie. Și acum mă topesc, dam picioarele, de dorul părinților mei, însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce dară să mai văz odată părinții și apoi mă întoarce ca să nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu ducându-te ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că vei pieri. Trei săgeți reprezintă modul în care Făt Frumos cade. Orice păcat are trei faze. Momeala, ispita, consimțirea, când te însoțești cu ispita, și făptuirea. Cele trei săgeți ne arată cum cade din nou. Am selectat din scrierile duhovnicești două pasaje care să ne explice evenimentul acesta. Zice în teologia Sfinților Părinți așa: să nu fericești pe nimeni înainte de mormânt. Adică atâta vreme cât ești în viață, există posibilitatea să cazi. Chiar dacă ai atins vârfurile vieții duhovnicești, există riscul să cazi. Sfântul Apostol Pavel zice: cei care stați, luați seama să nu cădeți. Cu cât cazi de mai sus, cu atât căderea e mai grea. Și mai zice un pasaj din Filocalie de la Sfântul Isaac Sirul: nu există hotar al desăvârșirii, pentru că chiar și desăvârșirea celor desăvârșiți este nedesăvârșit. Desăvârșirea celor desăvârșiți e nedesăvârșit. Adică ai ajuns acolo, dar încă n-ai trecut judecată. Încă n-a venit Hristos la parusie. Nu ai auzit glasul stăpânului zicând: bine, slugă, vino. Se poate pierde mântuirea și după ce mori. În intervalul de la moarte până la judecata particulară, în intervalul de 40 de zile, poți să pierzi mântuirea. Vor veni demonii și îți vor cânta și îți vor zice: bravo, bravo, ai câștigat, vino și ia cununa. Și vei pierde mântuirea atunci, mândrindu-te după moarte. Până nu auzi glasul stăpânului: intră, slugă bună și credincioasă, nu te lăsa. Ne spune Sfântul Apostol Pavel că diavolul poate să ia chip de înger de lumină. Se arată ca înger luminos și te laudă. Și zice: am venit. Bravo! De data aceasta, iată, diavolul a luat chipul unui iepure. I-a întins capcana, Făt Frumos a căzut, se întoarce către existența aceea la care nu trebuia să mai privească, îi se face dor de paradisul terestru, nu mai ține cont, nu mai ascultă de data aceasta de stăpâna palatului, de doamna palatului, de mintea luminată, nu mai ascultă și pleacă. Și îi spune calul: dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, iar ce spune conștiință, dacă nu vrei să mă asculți, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Adică libertatea. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te duc înapoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spun: cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te lași jos și eu mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas. Așa să fie, zise el. Întreaga istoria omenirii se mișcă între două dialoguri. Primul dialog care a influențat omenirea este dialogul dintre Lucifer și Eva.
Lucifer a venit cu gânduri și Eva le-a ascultat. Și nu doar că le-a ascultat, dar a vorbit cu el. Trebuia să-l ignore, să-l trimite la plimbare. A zis Dumnezeu să facem așa, facem așa. Nu ne interesează ce zic alții. Ăsta e primul dialog. S-a schimbat toată istoria omenirii de la acel dialog. Până la al doilea dialog, pe care l-ați ascultat luni. Dialogul dintre Arhanghelul Gabriel și Fecioara Maria. Când Fecioara Maria s-a arătat tulburată de mesajul îngerului, nu de înger, că îl văzuse în anii ăia mereu, ci de mesaj, cum să nasc eu Fecioară fiind și să nasc pe Fiul lui Dumnezeu? Când îngerul a lămurit și a inițiat-o în taina Preasfintei Treimi, puterea celui preanalt te va umbri, Tatăl, Duh, iar cel ce se va naște în pântecele tău, Sfântul lui Dumnezeu este. Cel preanalt, puterea Tatălui care umbrește-i Duhul, Preasfântul din pântece, e Fiul. A inițiat-o pe Fecioara Maria în taina Treimii, ea a zis, fie mie după cuvântul tău. Adică a zis, amin. Ce zice Făt Frumos? Așa să fie. Adică amin. Unul e aminul Maicii Domnului, care transfigurează existența aducându-L pe Dumnezeu pe pământ, și altul este aminul, aminul lui Făt Frumos, care îl reîntoarce în iad. Existența lui se întoarce de unde a plecat. Ați văzut, am vorbit mai devreme de Tatăl nostru. Facă-se voia ta, dacă nu vreau eu. Foarte grav e când zice Dumnezeu amin. Când zic, Doamne, vreau să fac așa. Și Dumnezeu zice amin. Ești liber, fă. Acela e iad. Aceea e definiția iadului. Câtă vreme vorbește Dumnezeu și zic eu amin, sunt ca Fecioara Maria. Când vorbesc eu și zice Dumnezeu amin, e belea. Că Dumnezeu îmi respectă libertatea și mă las. Fă ce vrei, ai grijă că zup gâtul. Conștiința i-a spus. Ai grijă. Că dacă te întorci, te duc. Dar dacă zăbovești măcar un ceas, eu nu rămân. Și el a zis, amin. Se pregătire de plecare. Se îmbrățișară cu femeile și după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni lăsându-le suspinând și cu lacrimi în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe, pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebară pe unii, pe alții, despre scorpie, despre locuința ei. Dar îi răspunseră că bunii lor auziseră de la străbunii lor, povestindu-se de asemenea fleacă. Cum se poate una cu asta? Zicea Făt Frumos. Mai alaltă era întrecut pe aici și spunea tot ce știa. Locuitorii râdeau de dânsul ca de unul ce aiurează sau visează deștept. Iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă, că barba și părul e albis. La revedere, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ne-am întors în efemeritate. Nu se putea, ajungând la moșia Ghionoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsul. Nu se putea dumiri el. Cum în câteva zile s-au schimbat astfel locurile? Și iară supărat plecă, barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunse la împărăția Tătânesului. Aici, alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos calul, îi sărută mâna și zis, rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă îndată și haide-mi. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând. Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palaturile dărâmate și cu buruieni crescute pe dânsele ofta și cu lacrimi în ochi, căta să-și aducă aminte cât erau odată de luminate astea palaturi și cum și-a petrecut copilăria în el. Ocoli de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce îi aducea aminte cele trecute. Grajdul în care găsise calul, se pogorâ apoi în pivniță, gârliciu căreia se astupase de dărâmăturile căzut. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron hodorogit. Îl deschise, dar în el nu găsi nimic. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise, bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam. O palmă îi trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig în chichiță și căzu mort. Și îndată se și făcu țărân.
Sunt ultimele pasaje ale bazmului nostru, care cumva, pe de o parte ne pune în dificultate, pe de o parte ne oferă concluzii. Ne pune în impas paragraful acesta pentru că se pare că aici este contrazisă definiția bazmului. Nu mai câștigă eroul bun. Nu mai câștigă binele. Eroul moare. În bazme nu prea așa. Dar dacă citim cu atenție pasajele, vedem că lucrurile sunt mai adânci. Calul, conștiința, nu moare. Conștiința scapă. Și se întoarce la tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte. Pentru că sufletul sădit de Dumnezeu nu este nemuritor. Și dacă trupul moare și se așează în pământ și putrezește, se va regăsi cu conștiința, cu sufletul, în împărăția cerurilor la judecat, în rai. Ferească Dumnezeu de iad. Ne mai dă optimism modul în care este prezentată moartea. Moartea nu e puternică, nu este înfricoșătoare, nu e îngrozitoare. Moartea e uscată, e chircită, e schimonosită, este relativizată și se plânge zicând: de mai întârzi ai un pic, muream și eu, mă prăpădeam.